O nouă avarie anunțată de această dată de reprezentanții companiei Apaserv a fost înregistrată astăzi în Roman. Avaria s-a produs în fața clinicii IMC din cauza unui hidrant care a explodat pe sub pământ. Lucrătorii Apaserv au intervenit pentru a înlocui hidrantul și pentru a relua furnizarea apei la robinetele romașcanilor. Deși romașcanii domiciliați la etajele inferioare și la parter au avut apă cu presiune redusă, cei de la etajele superioare nu au avut apă deloc, timp de aproximativ o oră, din spusele reprezentanților Apaserv.